Bulgaria introduce în certificatul verde testul de anticorpi. Cei care au avut COVID și nu au știut sau nu au declarat vor putea obține documentul care va fi valabil 90 de zile. Începând de joi 11 noiembrie, cetățenii bulgari pot obține certificatul verde în baza unui test de anticorpi. Măsura este valabilă pentru persoanele care au trecut printr-o formă asimptomatică a COVID-19, precum și pentru cei care s-au testat singuri cu teste din farmacii, fără a fi înregistrați în statisticile oficiale ale îmbolnăvirilor. Și în România această propunere a fost lansată de Partidul Social Democrat prin vocea lui Străinu Cercel, iar românii au fost încântați. E o idee bună, cum să nu fie, pentru că anticorpii reflectă care este reacția organismului dacă ești atacat de virus. Cu cât numărul mai mare de anticorp este mai mare, cu atât înseamnă că organismul poate să reacționeze foarte bine. O idee bună, având anticorpi, înseamnă că ești rezistent la boală și nu poți să transmiți la un mod virulent boala respectivă. E ceva, da, decât să facem vaccinul, deci nu sunt de acord cu vaccinul. Până acum, în Bulgaria, certificatul verde se elibera doar în cazul persoanelor vaccinate anticovid, cu schema completă a celor care au un test negativ recent sau care au trecut prin boală, iar infectarea a fost confirmată prin testare în momentul respectiv.